Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a anunțat încă de la începutul lunii decembrie relaxarea restricțiilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor în cursul nopții. După cum cunoașteți, era limită ora 23, după care era circulația oprită pentru persoanele care nu sunt vaccinate și nu sunt trecute prin boală. Astfel, aceste interdicții se elimină. 2. Crește intervalul orar de la 21 la 22 pentru toți agenții economici, care includ magazine, restaurante și toate activitatea economică, care inițial sau înainte se închidea la ora 21, acum ajunge la ora 22. Se elimină obligativitatea purtării măștii în toate spațiile deschise și rămâne limitată la spațiile deschise aglomerate, și anume vorbim aici de stații de autobuz, locurile unde se formează cozi, piețe, târguri și așa mai departe. Deci astea vor fi locurile unde se va mai purta mască în spațiile deschise, rămânând, bineînțeles, portul măștii în spațiile închise mai departe obligatoriu. Și mai ales vorbim și de transportul în comun, unde rămâne portul măștii obligatoriu. Raed Arafat a mai spus la începutul lunii decembrie că accesul în centrele comerciale este permis și persoanelor care prezintă un test cu rezultatul negativ. Restricțiile de acces au fost ridicate complet pentru magazinele cu suprafața până la 200 de metri pătrați. Permiterea accesului în mall-uri, magazine mari, inclusiv vorbim aici de cele care nu sunt esențiale, se va permite nu numai persoanelor vaccinate și trecute prin boală, dar și persoanelor care sunt testate cu un test PCR de 72 de ore sau test antigen de 48 de ore. La magazinele mai mici de 200 de metri pătrați nu va fi necesară prezentarea unor documente care atestă statusul de vaccinat trecut prin boală sau testat, însă aceste magazine care sunt până la 200 de metri pătrați vor trebui să stabilească numărul maxim de persoane care pot să intre în magazin concomitent, de exemplu, aici respectând o suprafață de 4 metri pătrați, de exemplu, la 200 de metri pătrați pot fi simultan în magazin 50 de persoane. Aceste magazine vor trebui să afișeze pe vitrina sau la intrare în magazin numărul maxim de persoane permis să intre, bineînțeles, purtând mască și respectând regulile de sănătate publică, de protecție sanitară, dar nu vor trebui la aceste magazine să prezinte certificate sau alte documente. În noaptea de Revelion nu vor fi restricții referitoare la ora de funcționare a restaurantelor și agenților economici, dar cu limita de 50% din capacitate și cu prezentarea certificatului verde COVID sau a testului negativ. Se permite să fie activități specifice nopții de an nou, dar organizatorii au responsabilitatea să se asigure că se respectă măsurile de sănătate publică. Mască și alte măsuri de sănătate publică, nu există acolo impus un număr maxim. Iar în interior, cum se vor organiza petrecerile? Se va purta mască sau ce restricții vor exista? Nu, deci la restaurant nu avem cum să purtăm mască, deci asta se știe foarte bine, așa că capacitatea va fi de 50% maxim, dar cu certificat de vaccinat trecut prin boală sau testat. După adoptarea noilor reguli, primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că în noaptea de Revelion primăria va organiza un foc de artificii în centrul orașului. Invit sucevenii la focul de artificii la ora 12, la data 31-12-2021. Așa cum a anunțat, va fi un foc de artificii de 20 de minute de pe Casa de Cultură a municipalității. Cei care vin îi rog să poarte mască, să poarte distanța fizică, pentru că totuși suntem într-o zonă aglomerată.
Și sigur că nu trebuie să înghesui lângă brad acolo aceste artificii, tocmai de asta le dăm de pe Casa de Cultură, ca să poată vedea din orice unghi al pieței.